Două incendii au izbucnit în județul Timiș, unul în satul Susan și altul în proximitatea unui drum național. Intervenția pompierilor a fost promptă iar cele două incendii au fost stinse. Chiar dacă au avut loc concomitent, atât în satul Susani, unde anexele unei gospodării au fost mistuite de flăcări, cât și incendiul de vegetație din proximitatea drumului național care putea să se extindă și în pădurea din vecinătate. Intervenția pompierilor a fost binevenită și în acest moment cele două incendii au fost stinse. Un mare mulțumesc pompierilor pentru ajutor. A Miz Vasile Petruiescu, primarul comunei Traian Vuia.